Lucrările la școala din satul Valea, comuna Pietrar, sunt aproape de finalizare. Ar mai fi nevoie de o sumă de 60.000 de lei pentru cumpărarea unei centrale termice, bani pe care administrația locală nu i-are în buget. Mi-au venit de la minister să obțin avizul energetic pentru clădire. Nu pot să obțin avizul energetic până nu montez centrala. Centrala termică, conform de vizului pe care l-am, costă 600 de milioane, 60.000 de lei. Da? Pentru că e o suprafață de 1.100 de metri pătrați, care necesită un consum kilocaloric de 80 de kilowatt și centrala este foarte scumpă. Primarul comunei Pietrare a solicitat ajutorul Consiliului Județean Dâmbovița și încă speră că va primi un răspuns favorabil din partea administrației județene. Pentru binele celor 300 de copii din localitate, edilul spune că este dispus, dacă îi se solicită, chiar să renunțe la fotoliul de primar, numai pentru a primi suma de bani necesară pentru terminarea unității de învățământ. Uite, eu fac un sacrificiu și vi spun vouă în mod direct acum. Să dea 2 miliarde 900 de mii la școală și garantez și vă dau cuvântul de onoare că vă scriu acum demisia și eu dau. Și eu plec de aici, de la primărie, că nu mă ține nimeni legat aici. Dacă face școala de aici, de la Pietraș, dacă o face treaba cum o face și dacă îmi cere lucrul ăsta, fac sacrificiul ăsta. Eu am curajul să-l fac. Da? Pentru că eu cred că eu pun mai presus interesele comunității locale și a copiilor din comunitate decât pun ambiția politică sau fondul de răutate pe care l-ar genera un om împotriva altuia. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița spune că alocarea de fonduri pentru unitățile de învățământ nu este o prioritate pentru instituția județeană, dar la rectificarea bugetară din luna septembrie sunt șanse mari ca o parte din bani să revină și administrației locale din Pietrari. Consiliul Județean nu finanțează direct niciodată școli, grădinițe sau alte instituții de acest tip, pentru că sub aspectul cheltuielii materiale, competența revine exclusiv primăriilor. 2. Fiecare unitate administrativ-teritorială a primit o alocare financiară de la Consiliul Județean la începutul anului. Ca urmare, era obligatoriu pentru domnul primar să-și planifice banii după ceea ce este prioritar. În măsura în care rectificarea din luna septembrie va fi una pozitivă și vom avea posibilitatea să alocăm unităților administrativ-teritoriale niște bani, vom face lucrul acesta.